Tatăl din tâi, toate cele bune, slujbă din mai. Care se va prezenta tehnologii moderne în cultura pomilor tropicale. Bună ziua, Cosmin Mihai e numele meu, sunt doctorand al Facultății de Horticultură. Știu că e bine, știu că așteptați weekendul, vreți să vă plimbați în târg. Prezentarea este făcută de domnul Stănică Florin și de altfel este un curs, o să dureze 2 ore. Bună! Bună! O să mă grăbesc. Să știu că-ți minte, dar am atrat de o să mă grăbesc. Vreau de altfel, prezentarea e destul de ușoară, o să sper să fie pentru fiecare. De fapt, este o imagine de ansamblu a ceea ce înseamnă pomicultură în ursa mea, în România și de ce nu în lume. Încep cu bazinele pomicole ale noastre. În principiu, pomicultura este concentrată în zonele de deal și zonele sucarpatice, așa cum știți, avem un institut de cercetare pentru pomicultură la Pitești, la Mărăcineni, care coordonează toată activitatea stațiunilor de cercetare din România, începând cu Constanța, unde este un bazin pomicol pentru piersic și cais. Iași, la Buzău, avem stațiunea de cercetare și pepiniera Ischița. În fine, și așa mai departe. Dacă ne uităm așa un pic prin România, mai ales când trecem prin bazin pomicol, o să vedem diferite forme de coroană și sunt foarte importante pentru producție. Atunci când facem un proiect și vrem să înființăm o livadă, trebuie întotdeauna să luăm în calcul vigoarea pomilor pe care îi vom planta. Trebuie să ținem cont de sistemul de cultură, forma de coroană, fertilitatea solului și așa mai departe. O listă de soiuri, nu intru în detaliu, pentru că nu are sens, probabil că le cunoașteți pe multe dintre ele. E cineva din zona Zâmbovița, zona Voinești? Nu. Dacă ați trecut prin Voinești, ați văzut acolo că există niște pomi mai înalți, mai viguroși. Sunt altăiți pe portaltoi M106 sau alte tipuri, dar în orice caz mai viguroși. În cazul de față, vrem să aducem în atenția dumneavoastră portaltoiul M9, care imprimă altoiului o vigoare mică, o talie redusă și, practic, alt sistem de cultură cu o densitate foarte mare pe hectar. Peste 3.000 de pomi pe hectar, cu distanțe între plante de 80 de centimetri pe rând. Da? Dacă în sistemul clasic căsim și la 2-3 metri, aici avem 90 de centimetri. Avantajele? Talie redusă a pomilor, precocitate, productivitate ridicată și calitate superioară a fructelor. Dar, bineînțeles, vin și dezavantajele și ar fi necesitatea sistemului de susținere, rata de viață mai redusă și sensibilitatea la gel și secetă. Și aici trebuie să venim să compensăm cu alte lucruri. Alsul vertical, așa cum se vede și în fotografie, este foarte sugestivă. Avem multe fructe și puțin lemn. Da? Pomicultorii nu sunt silvicultori, nu produc lemn pentru foc, de principiu ei produc fructe. Interesul nostru este ca prin alegerea soiului potrivit a portaltoiului, și prin, bineînțeles, prin tăieri, și o să vorbim un pic mai târziu, trebuie să obținem fructe. Vom fi la axul vertical. Axul vertical, din punctul meu de vedere, e cea mai simplă formă de coroană pe care o putem întreține. Pentru că avem un ax vertical pe care sunt prinse ramurile de semischelet, ramurile roditoare sau productive. Un alt sistem de conducere, rebound. Avantajul acestui sistem este că avem un singur portaltoi cu, practic, 2 axe verticale. Da? Asta înseamnă că avem costuri mai reduse atunci când înființăm o plantație. Trident cu 3 brațe, bineînțeles, cu distanțe ceva mai mari de plantare. Asta înseamnă mai puțini pomii la hectar, dar cu o exploatare mai eficientă a spațiului.
aici este invitat la mine la USAMED. Dacă vreți să-i vedeți și aveți drum pe acolo, veniți, întrebați-ne, vorbim mai multe despre invitat. Aici o să vorbim un pic și despre Centrul de Cercetare pentru Comicultură Integrată. Sunt niște imagini din livada noastră. Dacă în urmă cu câțiva ani nu știam sau nu ne gândeam că pomicultura o să ajungă să folosească stâlp de susținere, sârme, plase antigrindină, nu eram obișnuiți cu lucrurile astea decât la Vița de Vie. De multe ori, dar aici vedeam. În schimb, în ziua de azi vedem foarte frecvent stâlp de susținere, sârme și cam același sistem ca la Vița de Vie, numai că sunt mult mai înalți stâlpii. Așa cum spuneam, N-O are nevoie de susținere. Plasa antigrindină, acolo unde avem probleme cu grindina, sunt zone în România unde frecvent se întâmplă să apară grindina, avem nevoie și de plasă antigrindină. Este o metodă de a proteja cultura. De asemenea, pomicultorii folosesc cât mai multe utilaje pentru a-și face munca mai ușoară. Munca e pentru mașini, se spunea, și cred că e valabil în continuare. Avem nevoie de asemenea platforme autopropulsate. Noi le avem la stațiunea Istița, pe care le putem folosi atât pentru recoltare sau alte operațiuni de dirijare, legare, întinderea plasei de antigrindină, cât și la tăie. Pot fi echipamente, pe aceste platforme pot fi și echipamente de tăiere foarte pneumatice. Revin la asul vertical, pentru că e cel mai des întâlnit la măr și la alte specii, dar nu în special la măr, noi suntem, să zic așa, în tradiție, cultivatori de măr. Asul este liber. Un singur as este liber. Pe as sunt ramuri de rod și întotdeauna pomicultorul trebuie să țină cont de raportul 3 la 1. În momentul în care acest raport de 3 la 1 este depășit de către o ramură productivă, pomicultorul trebuie să o taie. Este o regulă. Dacă nu trebuie să se abată. Domnul profesor spune, asta e Sfânta Treime. Dar trebuie să o respectăm. Și bineînțeles, atunci când facem tăiere, trebuie să ținem cont de pătrunderea luminii. Eliminarea ramurilor viguroase de teax și tăierea încet sau în scaun. Pomicultorii nu taie cu inima. De multe ori mi se întâmplă să merg la cineva, la prieten, la rude, la cunoștințe, vină să-mi tai și mie pom. Și omul mă lasă de bună credință la el acolo și încep să tai, tai. Aolo, ce-ai făcut? Da, o tai și pe aia, dar aia am de dat 5-6 kg, sau eu știu, aia era ramura mea preferată și așa mai departe. Din păcate, lucrurile nu stau chiar așa. Atunci când te după niște principii. Și în fotografia de față avem cea de sus, de aici, un cep și aici tăierea în scaun. Cepul este mai lung. De obicei are doi muguri și poate să aibă o lungime de 5-7-8 cm, iar în scaun are doar un mugure sau mai mulți dormiți la bază. Prind în cep avem avantajul de a obține ramuri cu grad de inclinare mai mare, ceea ce, așa cum spunea și domnul profesor Asănică, vom obține ramuri care diferențiază muguri floriferi în perioada de vară. La principiu, ramurile anuale nu se scurtează. Colegii care sunt la master deja știu, au trecut prin materia de pomicultură. Ramurile anuale nu se scurtează. Sunt câteva excepții, dar o să le zic cu altă ocazie. Puteți să vedeți mai jos, sub cepul din fotografie, unde s-a tăiat în urmă cu un an. Și vedeți răspunsul plante. Ramură cu mugure mix, ramură cu țepușe, care o să fructifice, o să facă câteva fructe acolo. Principii de tăiere muscat, bineînțeles, eliminăm smicelele. Smiceaua este denumirea pe care o dăm noi unei ramuri vegetative, adică nu are muguri floriferi, nu o să producă rod. Foarte rar o prim, în anumite condiții o prim smiceaua, dar de cele mai multe ori o eliminăm. Revirea țepușelor e, de asemenea, o altă ramură, în cazul ăsta o ramură de rod, dar
Făcând aceste tăieri, noi și normăm producția, pentru că așa cum este mărul, spre exemplu, foarte ușor, din greșeli tehnice de tăiere, poate să intre în alternanță de rodire. Ce înseamnă alternanța de rodire? Înseamnă că anul ăsta o să-ți fac o căruță de mere și încă merele recoltăm în toamnă târziu. În anul următor, el nu mai are putere să-și revină, să diferențeze muguri și anul următor nu o să avem producție. Probabil că ați întâlnit asta în grădinile dumneavoastră sau ați auzit pe cineva care v-a povestit despre mărul lui în grădină. Dom'le, anul ăsta mi-a făcut o căruță de mere, anul trecut, nu știu ce s-a întâmplat, nu a făcut deloc. În fine, alte principii, reducția deasupra unei burse și reducția semischeletului îmbătrânit. Aici îți trebuie un pic mai multă experiență, dar e foarte important înainte să tăiem pomii, să ne aducem aminte sau să învățăm ramurile de rod, ca să nu tăiem prost, că na, se poate întâmpla. Dar niciodată să nu vă descurajați. Începeți și tăiați. Pomicultura, horticultura în general, îți dă posibilitatea să experimentezi și să o vezi altfel. Dincolo de reguli, dincolo de tot felul de, nu știu, cutume, standarde și așa mai departe, îți dă voie să descoperi lucruri interesante. Așa că încercați și experimentați cât mai multe lucruri interesante. Tăierile în usat, în cazul de față avem o incizie, folosim ferăstrău și domnul Asenica a povestit mai multe despre incizii, deasupra unui mugure. În momentul în care am făcut o incizie deasupra unui mugure, într-o zonă de garnisită, practic canalele conducătoare de sevă se vor direcționa către mugure. Și bineînțeles că mugurele va fi stimulat să crească. Asta e o tehnică, e o chestie simplă și la îndemâna oricui pe care poate să o folosească, nu te costă decât informația pe care deja ai aflat-o acum și te duci acasă și o faci. Nu sunteți la primăvară, nu o faceți acum. Dar e o chestie simplă. Atenție, nu simplistă. Da? Sunt mulți care se duc și tai. Taia se duc acasă și taie și aproape că o omoară pomul. Tăiați atunci când faceți incizie, fie cu o pânză de bonfire, fie cu un fierăstrău care are dinții mai finuți, până în momentul în care începe să iasă rumeguși. În momentul în care a ieșit rumeguși, vă opriți. Vă spun asta pentru că le explic studenților când facem lucrările practice în zbiodă, de multe ori se întâmplă să taie până la jumătate. No, învață, este o livadă didactică și învață. O metodă simplă ca să stimulezi formarea lăsarului. Și uitați ce se întâmplă. Da? În partea stângă a fotografiei, deja avem o ramură foarte frumoasă și am obținut o zonă garnisită. Ok. Tăierile încep. În cazul de față avem cireș. La cireș tăiem încep lungi. Dacă vă uitați așa la imaginea din stânga, nu prea arată frumos, mai ales după ce s-a făcut tăierea. Acum arată frumos că sunt rândurile deja formate. Dar tăierea încep și în scaun, am uitat să vă spun, e o tăiere destul de urâtă. E așa ca și cum, nu știu, mai de măcelar. Dar nu e o tăiere artistică. Dar uitați ce se întâmplă. Am obținut o zonă garnisită cu ramuri de rod aproape de trunchi. Din păcate, în partea stângă se mai întâmplă uneori ca tăierea noastră să nu aibă efect. Natura. Se întâmplă. Se întâmplă lucrul ăsta, dar nu trebuie să vă dezamăgiți. Se întâmplă foarte rar, adică 0,00... nu știu cât. Ok. De asemenea, tăierii încep. Uitați ce s-a întâmplat. Da? Ramură plină de fructe. Aproape de trunchi. Da? Mijlocii, ramură, mijlocii. Așa se numește ramura la cireș. De asemenea, calibru. Avantajul este că atunci când avem ramuri aproape de trunchi și ramuri de tipul mijlociu, avem fructe de calibru. Da? Că un pom poate să-ți facă fructe, dar nu neapărat și ceea ce îți dorești tu să obții. De asemenea, tăierile în verde, foarte important. Dacă vrei să nu tai în primăvară, să nu tai, să ai lemn, să sportezi mușchii, să folosești fierăstrău și așa mai departe, foarte important să faci tăierii în verde. Atunci când facem tăierile în verde, eliminăm de principiul lăsării lacom și facem ciupiri pentru apariția ramurilor anticipate. Ramurile anticipate sunt ramurile care deja le pot folosi în anul următor ca ramuri productive și ramuri pentru rod.
Aici, tufă vas, la noi în livadă, nu prea o să găsiți despre tufa vas așa în cărți, mai mult o descoperire, să zic așa, a domnului Stănică și a echipei dumnealui. A vrut să regenereze niște cireși și au făcut o să dai mai departe pe lor. Au făcut o tăiere foarte scurtă și s-a obținut o formă de tip vas cu un trunchi foarte scurt. Și de aici vine denumirea de tufă vas. Tăierile în verde la piersic. Piersicul, deși anticipează foarte ușor, singur, fără să faci și ciupii, uneori totuși sunt unele seuri care trebuie stimulate sau e nevoie să scoatem lăstarii la gom. Operațiuni de dirijare. Unele ramuri sau unele soiuri au caracteristici sau specii au caracteristici de a crește pe verticală. Părul are tendința asta, prunul are tendința asta și de multe ori se întâmplă ca coroana să devină aglomerată și să apară acele lumânări. Atunci la un pont și vezi foarte plin de lumânări. Știm că lumânările astea nu o să producă. Important este să facem aceste arcuiri pentru a obține ramuri cu muguri de rod. Le putem face în diferite feluri. Fie le ancorăm, fie agățăm greutăți. Te rog, dacă poți să dai... Aici o metodă ingenioasă. Au fost puși clești de rufe, da? La baza ramurii și s-a putut obține înclinarea. Și rodul, ați văzut? Scuze. Vedeți rezultatele obținute? Da? Palisarea, o altă metodă de dirijare și a ramurilor, așa cum vă spuneam, la prun, da? Aici avem de multe ori probleme. Rădirea mecanică a florilor. Nu știu dacă ați văzut, cred că unii colegi au văzut anul trecut, da? Mașinuța asta, noi o folosim în România. De altfel, e un tambur cu niște, hai să zic, niște din asta de gută, da? Niște fire de gută. Poftim? Ca la mașina de tuns iarbă, numai că e foarte important ca tractoristul să mențină o anumită viteză pentru obținerea rezultatelor dorite. Pentru că dacă merge prea repede, s-ar putea să lase pomul fără ramuri și fără frunze și fără flori și așa mai departe. Sau dacă merge prea încet, de asemenea, s-ar putea să nu obțină nimica. Există niște date tehnice, viteza cu care trebuie să meargă și cu care trebuie să se învârtă tamburul pentru fiecare specie în parte. Când facem rădirea, pentru că de multe ori există o teorie a conspirației, oamenii când merg în supermarket văd niște fructe imense și zic, ăsta e modificat genetic, ăsta s-a întâmplat ceva cu el, și de aici tot zic oamenii tot felul de lucruri. Nu, e doar un schersis, un trick, un ceva ce a făcut pomicultorul, a rădit fructele, a lăsat mai puține fructe pe ramură și a obținut fructele de mărime mare. Sunt soiuri care au cădere fiziologică, dar sunt soiuri care nu au această informație genetică. Un exemplu este goldenul, pe care noi românii consumăm. Goldenul, de exemplu, nu are cădere fiziologică. În cazul ăsta nu trebuie să venim să facem căderea, să facem rădirea manuală. Dețineți. La măr și, în general, la semisoase, facem după prima cădere a fructelor. Da? După prima cădere fiziologică. Se elimină fructele mici, deformate și de obicei în inflorescență rămân cel mult două fructe. O să dăm mai departe. În cazul sumuloaselor, prun, cais, piersic, facem această operațiune înainte de întărirea sâmburelui. Dacă am făcut-o după, nu are sens să mai faci. Pentru că oricum nu se influențează cu nimic nici cantitatea, nici calitatea. Întotdeauna asta se face înainte. Mi-am pus iunie acolo, dar iunie s-ar putea să însemne ceva la București, s-ar putea să însemne ceva la Mărăcineni. Da? De principiu, luați ca punct de orientare căderea fiziologică. Înainte și după, da? Înainte cum arăta prima ramură și după rădire, întreținerea solului.
pomicultorii au, deși folosesc specii de talie înaltă, au probleme cu burienile, pentru că intră în concurență pentru hrană și substanțele nutritive. Una dintre mașinile cele mai interesante este această tocătoare, practic, hai să zicem, cosește, tunde, toacă tot ce există acolo, materie vegetală, care rămâne pe loc. Rămâne pe loc și intră în circuitul natural. Această mașină de frezare, care e și cu palpator, în fine, nu mai intru în detalii legat de fertilizare, pentru că, ok? Protecția recoltelor. Vreau aici să insist. În primăvară, probabil că ați văzut, în mass media, pe Facebook, problemele care au fost cu înghețurile târzii. Dramatic în unele zone, mai ales în Europa. În România nu prea au fost, dar am fost și noi la limită. Chiar doamna Dorina aici, în București, la un moment dat, doamna Dorina este tehnicianul nostru care se ocupă de întreținerea livrezii, inginerul nostru care se ocupă de întreținerea livrezii. La un moment dat se gândea să găsească niște metode, să pună niște sobițe în livadă pentru a salva recolta. Din fericire, Dumnezeu a avut grijă de noi și n-am avut probleme. Chiar am avut ca ei să vindeșug. Ventilatorul, ca să amestece aerul, dar știți întotdeauna că aerul cald se ridică, iar la bază e frig. Ventilatorul are rol de a amesteca aerul cald. Aspersorul cu apă și te rog să... Da? Arzătorul, sunt niște butelii de GPL. Tractorul are în spate agățat acest arzător, Frostbuster. Iar tractoristul trebuie să știe de câte ori și la ce interval de timp trebuie să treacă prin terenul ca să-și facă efectul această operațiune. De obicei, operațiunea asta se face la avertizările meteo, bineînțeles, și când este foarte aproape de temperatura de îngheță. În general, dimineața, când dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră dorm, pomicultorul săracul nu prea are ce să facă și stă în livadă. Poftim? Da, nu te trag să... Ok, mai există un... mai trei, te rog. Poți să-i dai? Mai de o dată? Există niște aspersoare pe care noi le avem în livadă și puteți să le vedeți. Protecția recoltelor cu ajutorul aspersoarelor. Practic, există o aspersie fină, ramurile mugului sunt acoperiți într-o peliculă de gheață incoloră, da? Deci nu gheață mată, ci incoloră. Și sub gheață există 0,5 grade. De ajuns cât planta să fie ok și marele avantaj este că dezghețarea se face treptat. Dacă în condiții normale, imediat după ce s-au retras norii de ceață sau norii de ploaie, imediat bate soarele, gelul poate să-și facă efectul și să fie nasol. În cazul ăsta poate să dureze câteva ore până se topește gheața. Combaterea integrată a bolilor. Tendința acum este, chiar și în horticultura convențională, să găsim mijloace integrate și cât mai prietenoase cu mediul. Și bineînțeles, folosim insecte folositoare, prădători naturali, capcane cu feromoni, difuzori și așa mai departe. Folosim și păsările, aici e aria mea de lucru. Păsări insectivore, păsări răpitoare de noapte, păsări răpitoare de zi. Falcotinunculus. Vânturelul de seară, scuze, e o problemă acolo, de fapt este Falcovespertinus, care consumă răzătoare. Păsări insectivore, pisigoiul mare pe care le știm cu toții și vedem peste tot în micrede. Cuiburi artificiale. Ca să îmbunătățim condițiile atragerii faunii utile, trebuie să luăm câteva măsuri. În primul rând, în cazul de față, perderele de protecție, pe care fie le folosim pentru protecție antivânt, dar pot să aibă și această valoare de atragere a faunei utile. Dar multe dintre păsări cuibăresc doar în scorburi. Și pentru asta au nevoie de cuiburi artificiale. Diferite metode. Hrănitori, pe timp de iarnă, păsările insectivore, sedentare, care rămân la noi în țară, nu găsesc destulă hrană și în cazul ăsta, pentru a nu le forța să se deplaseze în alte zone și să rămână la noi în livadă sau la noi în grădină,
trebuie să le hrănim suplimentar cu semințe de floarea soarelui, adică nu sunt neinvestiții prea mari, semințe crude de floarea soarelui, neprăjite de sărat. De asemenea, omicultorii atunci când iau decizii să facă anumite tratamente, o fac la prognoză și aici puteți să vedeți o stație meteo, un lucru, un artificiu simplu, să zic așa, care nu costă foarte mult. Chiar de curând m-am plâns cu cineva și îmi povestea că o stație meteo costă în jur de 1500 de euro. Eu zic că nu e investiție mare, ținând cont la cât investești într-o livadă. Pompe de stropire inteligente sau stropire inteligentă, dar asta înseamnă că avem eficacitate mare asupra volumului de substanță care ajunge pe frunze. Dar e foarte important să ajungă unde trebuie, nu doar să învârtim niște particule de apă în atmosferă. Iar acum olandezii au ajuns la un randament de 95%, ei așa susțin. Adică 95% din ceea ce stropesc ajunge pe frunze. În agricultura, în horticultura ecologică, asta e fantastic. Pentru că noi de multe ori în agricultura ecologică folosim numai substanțe de contact. Da? Recoltarea fructelor, dacă până acum s-a vorbit de ambalaje și de alte lucruri, ce ar trebui noi, pomicultorii, să facem? Bineînțeles, trebuie să avem, înainte să pregătim ambalaje, unelte, utilaje și, bineînțeles, forța de muncă. Asta e o problemă. Și nu numai în România, peste tot. Dar noi trebuie să avem întotdeauna în vedere ce facem, poate cum înființăm, da? Să avem o diversitate mare de soiuri, să nu se matureze toate fructele, toate soiurile în același timp. Să stabilim, bineînțeles, momentul optim de recoltare și colega mea, Andreea, poate să vă spună mai multe aici. Îi dăm microfonul, vă plictisește destul. O să dai mai departe. Câteva jucării cu care noi ne dăm în livadă. Avem platforme asemănătoare cu cele pe care le-ați văzut mai devreme, însă acestea sunt pentru recoltare, unde există niște bospalet care au aproape 800 de kilograme, poate să țin într-un bospalet. Dar, bineînțeles, nu la toate fructele. La mere merge să fac, sau la gutui, da? Dar, bineînțeles, că nu poți să faci treaba asta la fructe mai perisabile. Cărucioare, adică există și variante pentru pomicultorii care au suprafețe mai mici. În momentul de față poți să faci pomicultură sau horticultură la orice nivel, să zic așa. De la hobby până la cel mai înalt nivel. Dacă ai o livadă mică, de 1-2 hectare o livadă lângă casă, poți să folosești și genul ăsta de căruțe. Transportul, da? Cu mașina personală, vedeți? Ok, sau cu tractoarele, sau cu camioanele. În ultimul timp înseamnă că ai peste 20 de ani, catedra de pomicultură din cadrul Facultății de Horticultură s-a axat pe ameliorarea unor specii noi, introducerea unor specii noi în țara noastră, kiwi, curmanul chinezesc și asinina. Unii dintre voi poate ați avut ocazia să-i vedeți sau și să le gustați fructele. Dacă nu, vă așteptăm la Facultatea de Horticultură să le vedeți în livadă. Vă spuneam mai devreme de bazinele pomicole, în apropiere de Buzău există pepiniera Istrița, chiar în localitatea Istrița. Este pepiniera Universității de Științe Agronomice și produce material pomicol. Câteva imagini din pepiniera Istrița. Aceste solarii sunt protejate cu niște pânze anti-insecte, ca să nu avem probleme cu bolile. Așa, marcotiera pentru producerea portaltoilor vegetativi. Vreau doar să vedeți cam ce se face acolo și ce puteți să găsiți la Istrița. Avem cam toate speciile, măr, păr, cireș, cais, prun și așa mai departe. Și cât de curând probabil că o să înceapă să mulțească și speciile exotice de care vorbeam mai devreme. De asemenea, vă lansez deja o invitație de acum, zilele horticulturii bucureștene. Probabil că va fi în luna mai, nu știm deocamdată să vă transmitem data, dar țineți aproape. Cu siguranță va fi sărbătoarea cireșului de la Istrița, deja o tradiție de câțiva ani, pe 9 iulie. Da? Vă așteptăm.
Câteva lucruri despre Eufim. Eufim este o platformă, poți să dai mai departe, care are 25 de parteneri, dintre care și Universitatea de Științe Agronomice. Fiecare partener încarcă pe această platformă informații și tot ce s-a publicat, tot ce a obținut, tot ce s-a cercetat, se încarcă pe această platformă, iar pomicultorii sau oricine interesat de ultimele descoperiri pot să intre aici pe Eufim și să găsească tot ce interesează. Ca și grupuri de lucru, obținerea și testarea de soiuri noi, reducerea rezidurilor de pesticide, obținerea calității fructelor și sisteme de producție sustenabile. Eufim.org și acolo puteți să găsiți mai multe. Aici este o imagine a unui student de la Facultatea de Horticultură împreună cu domnul Cănică. Au lipit niște asicurile, ceva de genul ăsta, și au obținut lucrul ăsta. Dacă vă gândiți să deveniți pomicultori, deși domnul Cănică spune întotdeauna că pomicultura e cea mai grea, așa este, dar e uneori e la îndemână, e frumos, încercați atât la nivel avea în grădină, cât și o afacere, dacă vă puteți gândi la lucru. Ok, vă mulțumesc frumos! Aștept și la evenimentul pe